Să fie Domnul. Astăzi vin din nou la Tine, Doamne Dumnezeul meu, și eu cred că pasul acesta l-am făcut prin harul Tău. Am gândat la începutul adunării și mulțumim Lui Dumnezeu și trebuie să recunoaștem înaintea Lui Dumnezeu că doar prin harul și prin puterea Lui putem face pașii spre casa mea. Și dimineață și la adunare și în orice loc în care auzim cuvântul putem să ne gândim la lucrurile pentru la Împărăția Lui Dumnezeu. Și eu vă spun în dreptul meu. Am plecat de acasă, ziceam trupește, ziceam la soția, nu îmi vine să mai merg niciunul. L-am găsit și cred că doar Dumnezeu m-a ajutat să vin și ne ajută totdeauna când vrem să vingem orice ispită și orice gând. Și ultima după rugăciune s-a zis cu cântare, care se cântă mereu, ajută-mi Doamne zi de zi, neclătinat să pot să vin. Ajută-mi Doamne zi de zi. Avem nevoie de ajutorul Lui Dumnezeu zi de zi ca la sfârșitul vieții să putem ajunge până la Împărăția Lui Dumnezeu. Fără locuri și fără locuri și fără stări de acestea nu putem încerca. Nu putem să rămânem credincioși. Nu putem să fim niște oameni care să ne gândim că odată vom da ochi Domnului Iisus și vom răspunde fiecare nervul nostru. Știți, zicea fratele Călin, care a trecut în un accident, pe acolo am trecut și eu, dar mai mult, acum 4 ani, exact azi, 4 ani, nu am fost într-un accident. Un accident după care am stat 2 săptămâni în spital, un accident în care mașina s-a răsturnat, a fost o situație destul de delicată și doar Dumnezeu a lucrat ca să fiu aici. Și știți ce-mi pare rău? Că nu înțelegem lucrurile astea. Că nu rămânem în cercetarea Lui Dumnezeu. Că nu rămânem aprinși pentru cer. După accident am avut o stare aproape de Dumnezeu. În fiecare zi am fost cercetat de 10 frați la spital. Preotul de acolo a venit, preotul de acolo a venit. Dar focul ăsta s-a stins. Și acum la 4 ani mă gândesc pe unde vis. Și mă gândesc, vorbeam cu un frate drag pe drum. De cineva din familie că și-a rupt piciorul, și-a rupt accidentat. Și un an și ceva s-a lăsat de păcate. Și zicea, ai nevoie de să-ți rupă Dumnezeu piciorul ca să te lași de păcat. Și mă gândesc în dreptul meu, e nevoie ca Dumnezeu să aducă accidentul sau necazul sau durerea ca să ne apropiem de El. Fraților, e nevoie. Știți de ce? Pentru că toți mari oameni al lui Dumnezeu au trecut prin durere. Noi fugim de durere. Astăzi ne gândim la un om al durerii. Domnul Iisus în primul rând sta pe cruce. Ne gândim la un botezător, un om care încă de la naștere, din pântece, a fost ales de Dumnezeu și a murit trăindu-i se cam. Și bagiocorit și a arătat cu degetul și judecat. Trăia în pustie. Vedeți, azi e zi de sărbătoare. Prin lucrarea aceasta am înțeles atâtea adevăruri și aș vrea să citesc câteva din ele și să mă opresc la câteva din ele. În Vechiul Testament spune cu 700 de ani înainte de a veni Domnul Iisus pe Pământ, Isaia, în primul capitol, Isaia e considerat oarecum evanghelistul Vechiului Testament. Și el spune în versetul 12, sau chiar acum 13, nu mă verset să citesc, 1-2. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri ca să-mi curcați curțile? Nu mai aduceți dare de mâncare nefolositoare, daruri de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Nu mai vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoare. N-am auzit lucrurile astea până să vin la adunare. 25 de ani nu le-am auzit. Dragii noștri, credeți-mă ce spun. Vedeți, dacă noi stăm sinceri, de la cel mai mic, de la vlădică, cum se spune, până la opincă, de la cel de jos, până la cel mai mare om al bisericii, noi de atâtea ori în viața noastră am unit sărbătoarea cu fără de lege. Și știți de ce? Că dimineața sunt de la biserică și după masă suntem la păcat. E trist, dar e adevărat. Și zice că Dumnezeu urăște lucrurile acestea. A venit lucrarea aceasta în biserica noastră printr-un preot, prin Părintele Iosif. Știți, am fost săptămâna aceasta la Moldova. A fost o tabără de tineri acolo, 80 de tineri. Și am stat 3 zile acolo. S-au întâmplat niște lucruri, că nici nu le pot spune. Dacă spunea, uite, ceva nici nu te cred. Extraordinar de
bune, de frumoase. Am fost duși cu picioarele pe munte, dar am fost cu sufletul acolo, parcă cu Domnul Iisus, pe Tabor. Cum erau cei trei ucenici. Te rup de tot ce e lumea asta, de tot ce te înjură, de griji, de îngrijorări. Și ai trăit numai într-o sfârmă oameni care vorbeau doar despre Dumnezeu, că dau lui Dumnezeu și mărturiseau despre Dumnezeu. Ce lucru minunat! Și vedeți, lucrurile acestea s-au întâmplat pentru că oamenii au ales calea aceasta. Au ales să fie acolo. Așa de puțin mai legat calea lui Dumnezeu. Se spune aici, într-o poezie, într-o strofă, eu n-am venit la credință că erau doar 2-3. Poate se întâmplă și rana să nu veniți la credință că doar 2-3 sunt. Să vă uitați că nu e ăla sau ăla, sau ăla care vine, poate nu-i de neamane, sau că nu-i văzut prea bine în sat. Veniți la Dumnezeu, că înaintea Lui veți răspunde fiecare. Lucrarea aceasta prin Părintele Iosif e o lucrare extraordinar de binecuvântată. Dar vedeți, noi trebuie să venim de la Timișoara, cum spuneam de câte ori. L-aveți aici pe Părintele, noi venim de la Timișoara, trecem prin atâtea sate, sunt atâția preoți în satele astea, nu ne oprim acolo. Pentru că preoții n-au ales, nu au înțeles lucrarea, nu au înțeles chemarea. Nu fac ceea ce se întâmplă aici, la dumneavoastră. Și totuși, dumneavoastră, când știți, Părintele anunță poate dimineața să veniți aici. Să-L căutați pe Dumnezeu câtă vreme se poate găsi. Să-L căutați că sunteți poate cu un picior în groapă și cu unul pe pământ. Mâine veți pleca, mâine vine accidentul, mâine vine boala. Vine spitalul și vine moartea. Și nu alegeți. Vă spun copiii, vă spun vecinii, vă spune mândria, vă spune frumusețea, vă spune bogăția, să stați pe loc. Iată piedicele. Așa cum mi-a spus și mie 25. Și nu veniți. Că sunt doi, doar trei. Ce să fac pe acolo? Că ia la sau la altă și judecată această slavă. Mulțumim lui Dumnezeu că, vedeți și pe mea Părintele Iosif, să știți că Părintele Iosif n-a fost înțeles. Dumnezeu așa a lucrat că 7 ani a fost înțeles. Ca să ajungă undeva sus. Mitropolitul Nicolae l-a înțeles 7 ani. Și l-a susținut și l-a ajutat. Și lucrarea aceasta a început să aibă ani și să zboare spre lucrurile de sus, spre Împărăția lui Dumnezeu, să le vorbească cu oamenilor. Și au fost 300.000 de oameni la 7 ani de lucrare. În România. Gândiți-vă, ați putea să aduceți pe cineva. Eu nu am adus pe nimeni. Nu știu Dumnezeu să fie folosit de mine să aduc pe cineva. Am spus în stânga, în dreapta. Dar Dumnezeu s-a folosit de Părintele Iosif și a adus 300.000 de oameni. Gândiți-vă dacă preoții care erau pe lângă el ar fi înțeles lucrarea. Să nu vină cu prigoană. Să nu vină cu bajocură. Să nu-l oprească. Ci să-l ajute. 91% dintre ei nu l-au înțeles. Și ăla 1% care mai rămas și ei au fost când cum. Ce-ar fi fost de țara noastră? Ce-ar fi fost de biserica noastră? De neamul nostru? Dacă oamenii s-au fi întors spre Dumnezeu. Dar au fost și preoți care, și vorbeam și în tabără de un preot, care l-a susținut. Părintele Vasileu Oatu, de exemplu. Un preot care la 23 de ani când a fost hirotonit preot, a aflat lucrarea aceasta în 1927 și s-a lipit cu toată inima de ea. Cu toată inima. Simțit că e din partea lui Dumnezeu. Și în 31 la 4 ani, când mergea lucrare, a fost bolnav, a fost foarte bolnav preotul ăsta, din București. A făcut o catedrală pe vremea aceea, în Ghencea. S-a întâlnit cu Părintele Iosif la sanatoriu, la George. Și când s-a întâlnit cu omul lui Dumnezeu, care trimitea reviste și trimitea scrie în vremea aceea, s-a lipit mai tare cu toată inima de lucrare. Și când Părintele Iosif, în 1935, a fost catevisit, el mai mult s-a aprins și a înțeles lucrarea și nu l-a mai putut deslipi nimic. A murit cu un an înaintea Părintele Iosif, la 33 de ani. Avea 32 de kilograme. I-a rămas soția și copiii. Dar nu s-a dat la o parte. A rămas credincios. Și a rămas, vedeți, să vorbesc de mulți preoți, ierarhi. Dar el a rămas. E pe buzele tinerilor, e pe buzele celor din lucrarea aceasta. Un om deosebit. A fost Părintele Vladimir, un alt un preot din Basarabia. Dar așa puțini au fost aceștia. În județul Timiș, câți preoți care l-au înțeles pe Domnul și au înțeles lucrarea asta? Oamenii sunt puțini care aleg cale în plin, care vor să fie sinceri, care caută din toată inima pe Dumnezeu. Nu vă rușinați. Calea și lucrarea aceasta n-aduce decât binecuvântare. Chiar dacă la noi vedeți slăbiciuni. S-ar putea să vedeți la mine slăbiciuni acum. Acum vorbesc despre Dumnezeu. Și s-ar putea să vedeți un lucru care puneți un semn de întrebare.
Fiți dumneavoastră care veniți aproape de Dumnezeu. Și trăiți cât mai aproape, chiar dacă eu poate am lipsurile mele, vreau să veți putea. Mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrarea aceasta. Mulțumim că, într-un fel sau altul, am fost atinși de Duhul lui Dumnezeu. Vedeți, Ioan Botezătorul spunea, eu vă botez cu apă. Dar vine altul după mine care vă boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela eu nu sunt vrednic de să vei curea o încălțăminte. Așa au fost înaintea și nu știu, s-au smerit. Fratele Traian spune că cel mai mare a fost Ioan Botezător atunci când s-au smerit și au zis eu nu sunt vrednic să dezleg cureaua încălțămintele. Părintele Iosif, știți ce ați spus despre el? Și este un verset, îl spuneam și în tabără. În Ioan 22 zice i-au cerut să mărturia lui Ioan Botezătorul. L-au întrebat, cine ești? Și acolo spune în versetul 22 atunci au zis, dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuți? Totdeauna mari oameni lui Dumnezeu nu au spus despre ei lucruri mari. Noi spunem despre noi numai lucrurile frumoase. Că am făcut aia, așa, așa, ce urât ascundem, încercăm, ce nu-i plăcut lui Dumnezeu, nu vrem să știe cei din jurul nostru, dar părintele să știți ce a făcut? Când a stat înaintea lui Dumnezeu și a trebuit să dea un răspuns cine este el, a spus la 10 ani de oaste, în 1932, eu sunt piticul de la moară. Și a adus aminte, Dumnezeu i-a adus aminte de o jucărie din copilăria lui, în care un pitic care avea mâini umblătoare, era doar o jucărie acolo, o bagiocură, învârtea o roată mare care mâna apa, roata aia mare, de la moară. Și sunt piticul, eu nu fac nimic, Dumnezeu face tot. Știți, noi nu vrem să fim pitici, noi vrem să fim toți credincioși. Nu vrem să ne smerim. Dar Dumnezeu vrea să ne smerească poate de ori, dacă nu vom smeri noi. Și trecem și prin accidente. Și trecem prin necazuri, trecem prin bătrânețe, prin neputințe. Și spuneam la străbunica lui Părintele Adin, atâta timp cât vom fi pe pământ, boală, suferință și moarte, dumneavoastră și noi și oamenii toți au nevoie de Dumnezeu. Toți vor striga, Doamne ajută-mă, Doamne scapă-mă, Doamne izbăvește-mă, nu mă lăsa. Mulțumim lui Dumnezeu că am găsit lucrarea aceasta. O lucrare așa de neînțeleasă. Așa de puțini oameni. Și de aceea poate și inima ni se bucură când ne cheamă Părintele aici. Că nu sunt mulți preoți care au înțeles lucrarea asta. Am văzut atâția care dimineața erau poate aici. Nu ca judecată. Nu mă înțelegeți greșit. Nu sunt eu cei care judec. E Dumnezeu. Dar nu pot să fie din aceeași gură să iasă și binecuvântarea și blestemul. Suntem chemați să luăm o hotărâre, cum se spune aici. Să ne gândim că avem un Dumnezeu și vom sta înaintea lui. Avem un Dumnezeu care ne cunoaște inima. Avem un Dumnezeu care vrea să ne pună atâtea lucruri frumoase în inima noastră. Și nu vrea să ne treacă prin durere. Cu toate că toți oamenii lui Dumnezeu au trecut prin durere. Toți. Am spus, gândiți-vă la Ioan Botezătorul. I s-a tăiat capul. Nu înțelege. Parcă e o nebunie. Cum? Oameni. Ca nouă să ne fie de mărturie. Părintele Iosif, i s-a dat haina de pe el. Sfântul Ioan Gură de Aur, a murit. Expulzat pe drumul. Nici nu se știe exact cum a fost. Vedeți, toți oamenii trec pe acolo. Pentru că au gândul la veșnicie. Sunt de călători și trecători pe aici. Să-L căutăm pe Dumnezeu câte vreme să mai poate. Câte vreme să mai poate găsi să zicem, Doamne, vină. Dăm putere, dăm lumină, dăm ajutor. Că El poate să facă lucrurile acestea. Mulțumim lui Dumnezeu. Nu vreau să mă mai lungesc. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că suntem în adunarea Lui. În adunare mereu găsim lucruri frumoase. Mereu Dumnezeu te cercetează. Mereu Dumnezeu îți vorbește. Important este ca noi să avem inima deschisă. Să fim sinceri. Și să simțim chemarea lui Dumnezeu și să nu ne împotrivim. Azi este al nostru. Mâine nu mai este al nostru. Azi Dumnezeu ne mai poate dărui. Ne mai poate ierta. Ne mai poate primi. Și ne mai poate înălța la lucrurile de sus. Nu sunt mulți pe calea mântuirii. Domnul să vă ajute să fiți și cei care simțiți pe calea aceasta și să-L căutați, să-L iubiți și să-L slujiți pe Dumnezeu. Câte zile vom mai fi pe pământul acesta? Amin.